Cred într-unul Dumnezeu Tatăl, a toțiitorul și făcătorul cerului și al pământului, a tuturor văzutelor și nevăzutelor. Acesta este articolul credinței de astăzi. Și în fața unui astfel de articol, a tremur ca o vergea. Pentru că mi se pare extraordinar de tensionant să vorbești despre o ființă supremă, infinită, să îndrăznești să spui despre acea ființă câteva cuvinte, un om necalificat. Și ca un stă în mintea mea, reacția lui Dumnezeu la cei trei, fia lui, cei trei prieteni al lui Iov, care vorbesc despre Dumnezeu, cu neatenție. Așa că, înainte de a îndrăzni să spun câte ceva, Doamne, drag, te rog de la început să-mi greșelile ce le voi face în prezentare. Tratează cu milă omiterile mele și binecuvintează dacă voi ești cele puține lucruri pe care le voi fi știut, spune bine care într-o mică măsură vor aduce cinste, glorie și valoare numelui tău. Ajută-mă, Doamne! Amin! Ființa aceasta pe care noi o numim Dumnezeu a suscitat interesul omului încă de la începuturi. Omul știe de la început că există o ființă superioară față de care are o datorie. Cumva noi știm asta. Și oricât încercăm să acoperim această, acest gând al veșniciei, din când în când iese la evială și știm că există o ființă superioară pe care omenirea o numește Dumnezeu. Și această ființă superioară a suscitat un interes deosebit și continuă să-l suscite și astăzi. Pe pagina noastră de Instagram s-a pus o întrebare. Pentru mine Dumnezeu este? Și oamenii au trebuit să răspundă cu nemoji. emoji. Nu au avut voie să scrie în cuvinte, ci să folosească o imagine care este cât de reprezentativă se poate cu privire la modul pe care sau în care îl percep ei pe Dumnezeu. Și răspunsurile au curs. Vreți să vedeți câteva dintre ele? Haideți să ne uităm la ele. Sfin... Pentru mine este sfințenie, este lumină, soare, este ca în un filme, unde lucrează ca în filme, este un foc, este iubire, este un lacăt, ceva greu de deschis, este o inimă verde, este soare, este o întrebare, este ceva neclar. Ființa această pe care noi o numim Dumnezeu suscite interesul nostru. Și de-a lungul timpului s-au încercat o mulțime de definiri ale lui Dumnezeu. Unele sunt foarte inteligente, te prind imediat. Altele sunt foarte frumoase și te lasă cu gura căscată. Altele sunt științifice, bine gândite. Altele poetice și altele aforistice sau ironice. Toate aceste definiții au limitările lor și răutățile lor și te pot lansa într-o dezbatere fără sfârșit. În schimb, în Biblie, Dumnezeu se autodefinește într-un mod concis și infinit de profund. Absolut surprinzător. Când Dumnezeu vrea să ni se prezinte nouă oamenilor, el spune pur și simplu, eu sunt. Sau eu sunt cel ce sunt. Așa se autodefinește Dumnezeu. Eu sunt cel ce sunt. Ce vrei mai mult? Eu sunt. Cum altfel să se prezinte o ființă infinită unei ființe finite? Crezul face două afirmații cuprinzătoare despre Dumnezeu Tatăl care însumează doctrina despre Dumnezeu. Ne spune că Dumnezeu Tatăl este atocții și făcătorul. Și doctrina despre Dumnezeu se strânge dacă vreți, în aceste două cuvinte, bine gândite. Numai că am auzit Cuvântul, doctrină Și deja unora le se ridică: au fiori, trec fiori. De ce? Prea mulți în vremea noastră sunt iritați de contrazicerile pe marginea diferențelor doctrinare. Și îi auzim spunând că doctrinele nu fac altceva decât să stea în calea lucrurilor mai importante, cum ar fi integritatea sau compasiunea. Sau ne spun ei, nu contează așa de mult ceea ce crezi, ci ceea ce trăiești. Și aparent este o urmă de înțelepciune în aceste cuvinte, deși nu prea. Doctrinele sunt vitale. Nu avem cum să ajungem în cer fără convingeri corecte. Și nu există atitudini corecte fără convingeri corecte. Doctrinele sunt vitale. Înțelegerea lor îți determină trăirea ta. Există o legătură strânsă între credință și comportament, între doctrină și destin. Cum am spus de atâtea ori, teologia ta determină trăirea ta. Deci, doctrine sunt vitale, nu se poate fără ele. Da, de acord, doctrina divide. Dar atenție, și unește oamenii în jurul unui adevăr comun. Da, doctrina divide, dar ne și unește pe cei care credem la fel. Așa că, atunci când vine vorba de mântuirea noastră, este mult mai bine să fim divizați de adevăr decât uniți de eroare. Categoric! Pentru că dacă ești unit în eroare, în fals, te pierzi. Mai bine să fim divizați de adevăr decât uniți de eroare. Și acum haideți, foarte pe scurt și cu teamă spun, poate superficial, să intrăm să ne uităm la doctrina despre Dumnezeu. Atoțitorul și făcătorul. Sunt cele două caracteristici, cele două cuvinte care strâng doctrina aceasta la oaltă în crezul pe care am ales să-l studiem. Să le luăm pe rând. Atoțitorul sau susținătorul. La acest punct, la acest capitol, vom vorbi despre ființa lui Dumnezeu, despre persoana lui Dumnezeu și caracterul lui Dumnezeu. Cum arată susținătorul a tot ceea ce există? Cum este... Hai să începem. Ființa lui Dumnezeu. Ce este, ce caracterizează ființa lui Dumnezeu? Ce fel de ființă este aceea pe care noi o numim Dumnezeu? Ea are câteva caracteristici. Și am ales să Menționez patru caracteristici majore. Prima, infinitatea sau eternitatea. Dumnezeu este etern, este infinit. Adică el nu provine din nimic, nici nu este condiționat de nimic. El este cauza tuturor lucrurilor. Asupra lui nu există nicio restricție. El este totul. Dumnezeu este infinit. Este veșnic sau etern. Noi, ființele umane, noi nu suntem veșnici, nici eterni. Noi suntem nemuritori, dar nu eterni nu infiniți. Infinitul înseamnă nu are început, n are sfârșit. Nemuritor înseamnă ai început, dar nu mai ai sfârșit. Este o diferență între cuvinte. Dumnezeu este etern, n are început și n are sfârșit. Și Richard Von Brand dă o definiție cât se poate de memorabilă, dacă doriți, a infinității lui Dumnezeu. Cum se înțelege acest concept a unei ființe infinite? Și el spune așa, Dumnezeu este ființa care nu are margini deloc și al cărei centru este peste tot. Și cu minime cunoștințe de geometrie, înțelegem infinitatea acestei definiții. Apoi, ființa lui Dumnezeu este caracterizată și de spiritualitate. Dumnezeu este duh, ne spune Ioan 4 cu Adică, adică nu este materie, nu este limitat la o formă sau un trup, adică nu poate fi deslușit de simțurile trupești. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, ne spune Ioan. Ce consecințe are o astfel de doctrină? Pentru că doctrinele, chiar dacă sunt teoretice, sunt afirmații scurte și concise, ele au aplicații în viața de zi cu zi. Ce dacă Dumnezeu este Duh, este o ființă spirituală care nu are formă sau trup? Asta înseamnă că nu îl putem reprezenta niciun fel care să-l definească complet. Asta înseamnă că închinarea înaintea lui trebuie să fie în Duh și în adevăr. Asta înseamnă că nu există o formă fixă de închinare înaintea lui. Întotdeauna ne închinăm în anumite forme, dar formele se pot schimba pe parcursul timpului. Ele pot deveni relevante la un moment dat și găsește alte forme. Dumnezeu este Duhul lui, te închin în Spirit, fără o formă, fără o limitare de formă sau de trup și te închin în adevăr. O a treia caracteristică a ființei lui Dumnezeu este Personalitatea. Adică Dumnezeu este o persoană glorioasă. Are rațiune, sentimente, voință și conștiință de sine. Bine, și la ce mă ajută pe mine să știu că el este o persoană? La foarte multe. Doctrina aceasta, afirmația teoretică, are o aplicație practică. Dacă Dumnezeu este o persoană, respinge panteismul. Dumnezeu nu este în tot ce în jurul nostru. Dumnezeu este o persoană separată de ce în jurul nostru și respinge credințele moderne, cum ar fi că el este o forță, o energie, o minte, pe, dacă, pe care dacă știi cum să o strunești, tragi foloase. Dumnezeu este o persoană, nu o forță, nu o energie. Și atunci, aplicația merge mai departe. Dacă Dumnezeu este o persoană, te poți închina real și încrezător. Dacă este o persoană, pot dezvolta o relație personală cu El. Merită să investesc în relația cu El. Pentru că El este o persoană. Nu mă închin unei forțe. Nu mă închin unui obiect, unui copac sau unei pietre. El este o persoană care are rațiune, sentimente, voință. Deci pot să mă raportez la el ca la o persoană. Pot vorbi cu el, pot gândi la el, îi pot face pe placă, îi pot aduce bucurie într-un fel sau altul. Îi pot face cadouri. Observați cum o doctrină aparențeacă are aplicații concrete. O a patra caracteristică a ființei lui Dumnezeu este unitatea. El este unul, dar este triunic. Dumnezeu este triunic. Adică Trinitate înseamnă că există trei persoane eterne, egale și distincte, dar care sunt una într-o relație de perfectă armonie. Și această doctrină a Trinității nu este un rezultat al teologiei naturale, am descoperit-o noi, ci este un rezultat al Revelației Dumnezeu. Pur și simplu se descrie ca fiind triunic. Chiar dacă nu putem înțelege cu mintea noastră cum se poate să fie trei persoane eterne, egale și distincte, care sunt una de fapt. Și subiectul acesta l-am discutat data trecută. Ați văzut icoana Sfintei treime a lui Andrei Rubliov. O imagine extraordinară, de memorabilă și de puternică. Fiecare persoană cu chip identic, dar îmbrăcați diferit, au roluri diferite. Se uită una la cealaltă, nu cu superioritate, ați auzit, nici slugarnic, ci cu afecțiune, fiecare persoană uită de sine, pierdându-se în cealaltă, preocupați fiind toți trei, adică unul, de umanitate, de mine și de tine, de pocalul cu sânge din centrul mesei. Acestea sunt câteva caracteristici ale ființei lui Dumnezeu. Ce putem spune despre persoana lui Dumnezeu? Urmează câteva caracteristici ale persoanei lui Dumnezeu și sunt ale persoanei lui Dumnezeu, nu ale noastre. El este o persoană distinctă de noi. Ființa lui are patru caracteristici, dar persoana lui. Odată, persoana lui este imuabilă. Imuabilitatea este o caracteristică. Tatăl, orice ni se de bun, spune Iacov, și orice dar de săvârșit este de sus, porgorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Adică, adică Dumnezeu nu se schimbă în Ființa, în atributele și în scopurile sale. Totuși, el poate răspunde diferit în situații diferite. Și o astfel de definiție clarifică foarte multe lucruri. Nu se schimbă în ființa lui, el rămâne tot timpul cu caracteristicile acelea și cu atributele acelea, nu se schimbă în scopurile lui, în planul lui, el și-l duce la capăt așa cum l-a comunicat și cum l-a stabilit în el însuși, dar îl vedem acționând într-un fel sau altul în funcție de situație. Asta nu înseamnă că planul lui se schimbă, asta înseamnă că în hamă noua situație reacționează poate diferit în alte situații, dar toate cumulează înspre împlinirea planului său. Dumnezeu nu se schimbă imuabilitatea, înseamnă că Dumnezeu nu se schimbă în ființa, atributele și scopurile sale. Bine, și o astfel de, o astfel de caracteristică, un, atribut, un astfel de atribut al persoanei Lui Dumnezeu, la ce mă ajută? Fiecare atribut de felul acesta conține o mângâiere și o mustrare. Adică partea aplicativă, ce dacă Dumnezeu este imuabil, mângâierea este următoarea. Dacă el este neschimbabil, te poți apropia de el cu încredere. El nu este capricios. Știi cum să-l iei. Nu e acum așa și mâine așa. Întotdeauna este la fel. El nu se schimbă. Și asta e mângâierea, Dumnezeul meu. Nu este capricios. Când mă duc la el cu un lucru, întotdeauna mă primește la fel. Și reacționează la fel. Poți avea încredere. Că nu se schimbă. N-are toane. Mustrarea? din această doctrină sau din acest atribut? E bine, dacă Dumnezeu este neschimbabil, nu îndrăzni să-L crezi tu după chipul și asemănarea ta. Eu cred că Dumnezeu e așa, e așa, El o fi așa sau așa. Nu, nu. Dumnezeu este cum se prezintă că este. Nu-L ține legat de promisiunile Lui când tu nu îndeplinești condițiile cerute de El. Atenție, Dumnezeu este cum este, nu cum îl faci tu, mostrarea. O a doua caracteristică sau atribut al persoanei Lui este omniprezența sau ubicuitatea. Adică Dumnezeu este prezent pretutinde. Și îl auzim pe Dumnezeu în Ieremia 23 prezentându-se în felul acesta și spune el, sunt eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, și nu sunt eu și un Dumnezeu de departe? Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd eu, zice Domnul? Nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul? Dumnezeu este omniprezent, pretutinde, este prezent. Și ce dacă? O mângâiere și o mustrare. Mângâierea este următoarea. Dacă Dumnezeu este pretutindeni, înseamnă că El este mai aproape decât crezi. El nu mă părăsește. El umple viața mea, umple circumstanțele în care mă aflu. El este prezent, este mai aproape de mine decât am crezut. El nu poate dispărea undeva pentru că El umple cerurile și pământul. El este lângă mine. Iată mângâierea. Dar mustrarea. Oh, el este omniprezent. Dacă vrei să fugi de El, fugi la El. Nu uita, n-ai unde să te ascunzi de El? Nu este un colțișor unde te ferești de El? Dacă El este omniprezent, înseamnă că n-ai unde să te ascunzi de El. Nu încerca să o faci, ești un fraier. Trei, omnisciența. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile în mod absolut. Spune autorul epistolei către evrei, în capitolul 4, cu 13, nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. El este omniscient, o mângâiere și o mustrare conține acest atribut. Mângâierea, dacă el este omniscient, el știe prin ce treci. El empatizează cu tine. El îți înțelege durerea. Și da, este posibil, dacă el este omniscient, gândiți-vă așa, dacă el chiar știe totul. Atunci este posibil ca un Dumnezeu iubitor să tolereze, să permită în viața ta lucruri oribile, pentru că prevede cumva în omnisciența lui că pe termen lung este ceva bun din suferința ta de acum. Dacă e omniscient, înseamnă că știe că rău de acum, pe care îl experimentezi, va, va produce ceva bun în tine, pentru că el știe și de aceea îngăduia asta peste tine. Este exact ce a făcut în Isus Hristos. A permis un lucru rău. Isus, o persoană nevinovată, să moară pentru cei vinovați. Ca să scoată un lucru bun. Mântuirea. Așa că mângâierea faptului că el este omniscient este exact asta. Știe prin ce treci și știe cu ce scop permite aia peste tine. Ceva bun va ieși din situația ta grea. Dar mustrarea? Mustrarea omniscienței lui este următoarea. Atenție, el îți știe toate faptele, toate vorbele și toate gândurile tale, chiar și cele rele, așa că ai grijă. Nu te amăgi că el nu știe ce trece prin cap. El știe tot. Ai grijă. Și al patrulea atribut, omnipotența sau suveranitatea. Pavel Nefesen 1 spune așa că cea binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a se în sine însuși, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. Adică Dumnezeu îndeplinește tot ceea ce vrea. Omnipotența este voința lui pusă în acțiune. Voia sa nu este determinată de nimic altceva decât de el însuși. Voia sa nu este arbitrară, ci în armonie cu celelalte atribute ale ființei sale. Adică, adică un Dumnezeu tot puternic nu face ce vrea, ci face orice este semnificativ, orice are sens. Dumnezeu nu este o ființă tiranică în care face ce trece lui prin cap, când are el chef. Un Dumnezeu tot puternic în înțelesul Scripturii nu face orice vrea, ci face orice este semnificativ, orice are sens. De exemplu, nu se poate face pe sine însuși să nu mai existe. Nu poate numi binele rău. Nu poate face greșel, tocmai pentru că este atotputernic. Așa trebuie înțeles omnipotența lui. Nu face ce vine. Face orice este semnificativ, orice are sens. Mângâiere și mustrare în atotputernicia lui. Mângâierea este următoarea. Nimeni și nimic nu te poate smulge din mâna lui lângă El, ești în siguranță. Prea tot puternic, cine să îndrăznească Sălbată, l bată, să -l Este tot puternic. Mângâierea în acest atribut este exact asta. Lângă el sunt în siguranță, am încrederea asta. Nimeni nu poate face ceva decât dacă îi permite Dumnezeu. Și dacă îi permite, el știe că e omniscient. De ce îi permite? Asta e mângâierea, dar mustrarea. Mustrarea este următoarea. Dacă el este omnipotent, nimic ne poate sta în cale. Dacă își propune ceva, nu ai cum să-l fentezi. Planul lui se înfăptuiește indiferent de figurile și schemele tale. Nu te juca cu Dumnezeu? Să nu crezi că îl învălui tu cumva? El este atot puternic. Lasă-l să fie și nu te juca cu atributul acesta. Am văzut câteva atribute ale ființei lui Dumnezeu și ale persoanei lui Dumnezeu. Mai rămâne câteva atribute, să vedem câteva atribute ale caracterului lui Dumnezeu. Bun, Dumnezeu ăsta care este o ființă colosală, care este, are niște atribute de persoană nemaipomenite, omni, a tot ce se poate, cum este el ca și caracter moral? Cum este persoana aceasta numită Dumnezeu ca și caracter? În primul rând, Dumnezeu se prezintă ca fiind sfințenie. Un atribut al caracterului lui Dumnezeu este sfințenia. Dumnezeu nu se conformează unui standard, el însuși este standardul. Sfințenia lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu este total separat de păcat. Fiecare decizie este corectă, fiecare cuvânt este potrivit, niciodată el nu exagerează, nu este nici măcar ispitit să facă răul, ne zice Iacov 1, versetul 13. Dumnezeu este total separat de păcat, total el este pus deoparte, este neatins de păcate, sfințenia lui. Un al doilea atribut, o a doua caracteristică a caracterului moral al lui Dumnezeu este dreptatea sau neprihănirea în limbajul vechi. Dreptatea lui Dumnezeu se definește ca fiind dragostea lui pentru sfințenie și ura față de păcat. Dreptatea lui Dumnezeu se manifestă fie prin mânia sa, fie prin iertarea păcatelor. Dumnezeu își manifestă dreptatea, fie mâniindu-se, caracterul lui Sfânt îl obligă să pedepsească, orice nesfințenie, și atunci dreptatea lui se manifestă prin mânia lui, sau dreptatea lui se poate manifesta prin iertarea păcatelor, dacă ne conformăm soluției găsite de el. Isus Hristos o să vedem mai târziu. Sfințenia, dreptatea, și a treia caracteristică a caracterului moral al lui Dumnezeu este dragostea, iubirea sau omnibenevolența care nu este altceva decât un exercițiu al voinței divine, făcut de bună voie, motivat doar de natura intimă a lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește pentru că asta e natura lui, natura ființei sale. Dumnezeu se dăruiește veșnic pe sine altora. Și aici aș vrea să facem o observație foarte importantă, zic eu, și practică. Ați observat ordinea atributelor, sfințenia, dreptatea și apoi bunătatea sau dragostea lui. Este periculos să le așeze în altă ordine. Datorită sfințeniei sale, dreptatea sa cere pedepsirea păcătosului. Doar că aici intervine iubirea ce ne-o poartă. O iubire care găsește o soluție ocolitoare întotdeauna așa trebuie să-L înțelegem pe Dumnezeu. Întâi El este Sfânt, separat de păcat, nu permite păcatul. Apoi este drept, El trebuie să pedepsească păcatul, n o nicio altă șansă. Pentru ca mai apoi să-ți aduce aminte că El iubește. Dacă punem dragostea Lui înaintea dreptății și sfințeniei sale, există câteva riscuri. Unu, să credem că merităm iubirea Lui și să ne împinge la atitudinea răsfățată care înduce la cădere. Și doi, Riscul al doilea, să ne răzvrătim când Dumnezeu intervine cu nuiaua, motivând că nu are inimă, că nu-i pasă de noi. De aceea este sfințenie, dreptate și iubire. Punând iubirea în față, alunecăm, îl luăm la rost, pentru că noi întâi vrem să ne iubească și după aceea zicem cum e cu păcatul și cu sfințenia. Aia altă poveste, dar noi, el ne iubește. Dar acest atribut al iubirii este de înțeles de ce. Toată lumea insistă pe el și îl avansăm și îl promovăm ori de câte ori putem. O facem și noi. Pentru că este ceva nemaipomenit. Dumnezeul imuabil, omniprezent, omniscient, omnipotent, sfânt și drept, iubește. Dumnezeu, persoana care poate impune și dispune de orice, alege să iubească. Și când înțelegem așa atunci ne dăm seama că o astfel de iubire nu se dă bătută niciodată, nici chiar cu prețul morții. Dovadă Iisus Hristos, Fiul Lui. O iubire care alege să iubească, are un mesaj foarte puternic. Și anume, Dumnezeu nu te va abandona. El s-a angajat să-ți facă bine. El vrea să-ți facă bine. El alege să-ți facă bine. Bunătatea ta nu-i poate câștiga iubirea, nici răutatea ta nu o poate anula, pentru că natura lui este să iubească. Tu nu poți să faci ceva ca el să te iubească. Și nu poți nici face rele suficiente ca să-i oprești, să-i anulezi iubirea. El tot te iubește. Dar partea înfricoșătoare este că, deși nu-i poți câștiga iubirea de, prin bunătatea ta, deși nu-i poți anula iubirea prin răutatea ta, eu poți respinge. Și asta este lucrul tulburător. Adică Dumnezeu, natura lui intimă vrea să ți se deroiască veșnicție. Și tu spui, nu-mi trebuie. Lasă-mă în pace. Și din acest atribut al bunătății sau dragostei, același cuvânt, se manifestă sau acest atribut se ramifică în multe alte caracteristici, atributele lui Dumnezeu pe care le găsim în Scriptură și nu o să intrăm acum în ele din dragostea, din atributul iubirii sale, a bunătății sale, întâlnim mărinimia, harul, mila, compasiunea, îndelunga răbdare, îndurarea și toate celelalte. Toate izvorăți din această natură intimă numită iubire. Fiecare atribut al lui Dumnezeu aruncă o lumină uluitoare asupra iubirii lui Dumnezeu. De aceea spun, nu-i de mirare că căutăm să înțelegem și ne place și ne alipim de atributul acesta. Să nu le uităm pe celelalte, Altfel e foarte ok. Gândiți-vă ce lumină aruncă atributul Dumnezeu asupra iubirii lui. Un Dumnezeu infinit, asta înseamnă că iubirea lui nu are limite. Dumnezeu este Duh. Iubirea lui este diferită de a noastră. Dumnezeu este o persoană. Atunci iubirea lui este o alegere bazată pe sentimente și pe rațiune. Dumnezeu triunic, iubirea Lui este dăruită și împărtășită. Dumnezeu imobil, iubirea Lui este neschimbătoare. Dumnezeul omniprezent, iubirea Lui acoperă orice ființă umană. Dumnezeul omniscient, iubirea Lui nu este oarbă, ci în cunoștință de cauză. Știe cât sunt și ce sunt și totuși mai iubește. El este omniscient, de deci știe cât valorez. Mai nimic. Și totuși, omniscența Lui, Aruncă lumina aceasta asupra iubirii lui. El mă iubește în cunoștință de cauză, în ciuda ceea ce sunt. Nu mă iubește orbește, ci mă iubește știind cât și cine sunt. Un Dumnezeu omnipotent, iubirea lui este imposibil de oprit, de anulat. Un Dumnezeu drept, iubirea lui este corectă. Nu ține cont de pile, cunoștințe și relații. Nu caută la fața omului în terminologia biblică. Dumnezeu credincios, iubirea lui este de încredere, este fidelă. El nu te înșală. Ceea ce ne conduce la patra caracteristică a caracterului moral al lui Dumnezeu, credincioșia sau fidelitatea. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin în Duhul, sufletul și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihana, la vinerea Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce va chemat este credincios, fidel promisiunii făcute și va face lucrul acesta. Credincioșia se definește astfel. Dumnezeu este singurul pe care te poți bizui în mod absolut, fără teamă că se trage de lângă tine, lăsându-te să cazi. Credincioșia, fidelitatea lui, îți dă încredere să stai aproape. El nu își calcă niciodată legămintele și își ține promisiunile. Iată-l pe Dumnezeu Tatăl, la toțitorul, susținătorul în ființa, persoana și caracterul lui. Dumnezeu făcătorul sau creatorul, lucrul acesta, atributul acesta îl cunoaștem. Din Genesa 1 începând, îl vedem pe Dumnezeu creând lumea. Și ce dacă e făcătorul, creatorul, avem o aplicație practică și aici? Nu este doar o afirmație golită, niște litere puse pe hârtie, făcătorul sau creatorul. Aplicația practică este următoarea. Să puțin, dacă El este creatorul, atunci El știe cum funcționez, că El m-a creat cum funcționez eu și lumea pe care a creat-o. Exact cum un inventator știe, exact cum îi funcționează mașinăria. El știe cum a gândit-o și a pus-o la oaltă și știe cum funcționează. Dacă Dumnezeu este creatorul meu, înseamnă că știe cum funcționez eu și cum funcționează lumea în care m-a așezat. Atunci ar fi bine să bag de seamă la ceea ce îmi spune, să urmez legile. Nu degeaba spune și ne dă o serie de legi, de principii, de valori. El ni le dă că știe că așa funcționăm noi bine. Și o să te împinge să ascult de el. Dacă asta spune Creatorul meu, e destul de prost să fac împotriva ceea ce spune el. Fiecare atribut al lui Dumnezeu definește în totalitate ființa lui Dumnezeu. Nici unul nu este mai important decât altul. Dumnezeu este 100% din fiecare. Nu sunt proporții. Dacă Dumnezeu este atoțitorul și făcătorul, un singur lucru mai avem de rezolvat. El există și nu tace. Poate fi El cunoscut? Dumnezeu există categoric și nu tace. Putea să stea în lumea Lui și să ne, ne lasem plata noastră. Dar El vrea să se facă cunoscut. Dar poate fi El cunoscut? Pavel zice în Roman 11, zice, o, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Dumnezeu pare incomprehensibil. Răspunsul este următorul. Deși Dumnezeu este incomprehensibil, adică El nu poate fi cunoscut într-un sens complet și final. Totuși El poate fi cunoscut. Da, nu-L cunoști într-un sens final, complet, dar poți să-L cunoști. Iar cunoașterea, chiar dacă este întotdeauna parțială, este o cunoaștere reală și adevărată, suficientă cât să te îndemne la închinare. Și Dumnezeu, pentru că vrea să se facă cunoscut, pentru că există, pentru că este atoțitorul și creatorul, el vrea să se facă cunoscut omului, ca să fie bine. Și atunci Dumnezeu se descoperă. Romani 1, de la 19, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei că și le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, în sușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și Dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, de la creație, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Ce spune asta? Asta spune că Dumnezeu se revelează, se descoperă și nimeni nu se poate dezvinovăți. Ne-a dat rațiune care poate contribui la cunoașterea Lui. Chiar dacă este o cale limitată, rațiunea te ajută să înțelegi câte ceva despre El lăsându-te și într-un proces de raționament pur, vei ajunge să-L descoperi pe Dumnezeu. Argumentul ontologic al lui Anselm de Canterbury, argumentul cosmologic, cauza-efect, argumentul teleologic, totul conduce spre un scop, argumentul moral, legea morală din om, sunt lucruri pe care le iei pe baza rațiunii și te gândești la ele și nu ai alt răspuns. Normal decât să spui Dumnezeu este. A fost descoperit în noi prin rațiune, apoi descoperit în noi prin emoțiile cu care am fost înzestrat, sentimentele. Da, și asta este o cale limitată, dar poate contribui la cunoașterea Lui. De aceea, meditația, luminarea la untric, adâncirea în sine pot produce cunoștință de Dumnezeu. Ne putem folosi și sentimentele, le putem înhăma uitându-ne la noi, la viața noastră, meditând, să-L descoperim, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, ne putem apropia de El. El le-a descoperit în noi, apoi se vă murit de la facerea lumii, ni s-a revelat prin creație. În urma analizei creației, poți ajunge să-l descoperi pe Dumnezeu. Providența, organizarea lucrurilor în lume, menținerea lor, controlarea răului, iarăși este o dovadă că Dumnezeu se descoperă. Dacă n-ar fi acest control al răului, de mult am fi fost distruși și n-am fi distrus unul pe altul. Și pe când vezi că cineva rău îndrăznește să facă un rău altuia. Nu durează, pentru că Dumnezeu organizează și controlează și nu permite răului să se manifestă, este Providența Divină. Ni s-a revelat prin istorie, studiind și înțelegând mersul istoriei, ajuns să-l cunoști pe Dumnezeu. Și mai ales ni s-a revelat prin Sfintele Scripturi, revelația specială de inspirație divină. Și acolo, în Sfintele Scripturi, Dumnezeu se descoperă cel mai intim și cel mai clar. Și a trebuit niște nume care toate înseamnă ceva. Vorbesc despre El. Și a, a făcut afirmații despre Sine. S-a descris în termeni e, omenești, în antropomorfisme. El vede, e, simte, plânge, râde, îl poți gusta, are gust și așa mai departe. S-a descris în termeni omenești aceste antropomorfisme ca să reușim să conectăm conectăm cu El, noi ființă finită, o ființă infinită, cum conecte -o, conectez cu ea? S-a transfigurat așa numitele teofanii, arătări parțiale prin care și-a manifestat ființa glorioasă și așa mai departe. Toate acestea în Sfintele Scripturi, Dumnezeu există și nu tace. El vrea să se facă cunoscut, vrea să-și descopere caracterul, natura și modul în care ne putem apropia de El ca să fim iubiți și binecuvântați de El. Dumnezeu nu caută atât de mult să fie analizat, ce să se facă iubit. Scopul teologiei este să transforme cunoașterea despre Dumnezeu în cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu în iubirea de El. Modul în care îl percepe Dumnezeu îți va determina comportamentul. Și dacă tot acest tablou de trei adevăruri mari cu câte patru subpuncte fiecare este greu de ținut minte, dacă a fost greu de urmărit și de reținut, atunci tot un tablou ne poate ajuta și de data aceasta. Cunoaște ce acest tablou, este întoarcerea fiului risipitor, Rembrandt, pictorul. Arta este un limbaj în sine, arta vorbește. Și oamenii aceștia când au pictat ceva, au încărcat-o de mesaj. Nimeni nu e la întâmplare, oamenii aceștia au vrut să transmită ceva. Dacă am uitat să nu putem ține minte toate cele 12 caracteristici plus încă sute de altele, poate putem ține minte tabloul acesta și o singură frază. Dacă vă uitați cu atenție la acest tablou, lumina cade pe fața tatălui și pe spatele fiului risipitor întors acasă. Întregul tablou acolo este în lumină. Sigur că mare are un mesaj secundar, legat de fața fratelui fiului risipitor. Dar ne focalizăm pe lumina principală, pe tatăl și pe fiul risipitor. Și când te uiți acolo, vezi mâinile tatălui care îl îmbrățeșează pe fiul. Fața fiului este băgată în poalele tatălui. Nu-i vedem fața,-i vedem doar spatele. De ce? Ca să ne identificăm cu el. Fiecare suntem niște fii risipitori. Spatele el ar putea fi spatele nostru și pe spatele lui, în centrul luminii, uitați-vă unde este cea mai puternică lumina. pe fruntea, pe ochii tatălui și pe spatele fiului. Vedem două mâini care îl îmbrățișează, așa? -i? Mâinile sunt diferite, uitați-vă cu atenție. Mâna dreaptă este o mână feminină, foarte interesant. Și mâna stângă este o mână masculină. Și de ce în felul acesta? Pentru că mâna dreaptă în vechime. Și inclusiv astăzi, dreptacii parcă sunt normale și stângacii diferiți. Nu e nicio diferență clară între ei, dar ca mentalitate. Mâna dreaptă este mâna cu care lucrăm, cu care facem. Mâna activă. Mâna dreaptă e o mână feminină. Și mâna stângă, pe care o folosim mai rar, o folosim ca să ajute pe dreapta, este o mână masculină. Și atunci lecția mi se pare colosală. Dumnezeu, Tatăl, Dumnezeu este un tată cu inimă de mamă. Reținem măcar atâta. Dumnezeu este un tată cu inimă de mamă. Dumnezeu întotdeauna lucrează cu mâna lui dreaptă, feminină. Bunătatea lui, dragostea lui, mărinimia lui, îndelunga lui răbdare, dragostea lui, credincioșia lui, toate aceste atribute care sugerează ceva cald, sugerează o mamă. Sunt mâna dreaptă, el astfel acționează și cu mâna stângă de tată, dreptatea lui, sfințenia lui, vin să susțină mâna cealaltă. Sigur că pentru cine a avut un tată sau o mamă neconformă, ca să nu spun altfel, dezamăgitoare, poate experiență îngrozitoare de familie, s-ar putea că acest adevăr să nu-i ajute. Dar el vă spune un lucru. Eu cred că totuși vă poate ajuta. Pentru că chiar dacă ai avut un tată și o mamă, dezamăgitare sau nefolositare în ce te privește, undeva în tine știi cum ar trebui să arate profilul unui tată și știi cum ar trebui să arate profilul unei mame. O știm în noi. O știm în noi. Și atunci, și atunci, poți spune și tu că Dumnezeu este un tată cu inimă de mamă, nu un tată pământesc care dezamăgește, nu o mamă pământească care greșește, ci este un tată perfect cu inimă de mamă perfectă. Și dacă plecăm acasă doar cu acest adevăr, deja suntem câștigați. Cum se aplică doctrina asta pentru noi până la urmă? O doctrină ce aparent pare seacă. Dumnezeu nu caută atât de mult să fie analizat, ci să fie iubit. Îl iubești? Și fiecare, dacă vă pun această întrebare, fiecare ne cântărim sentimentele ce le nutrim față de Dumnezeu și ne dăm o notă. Greșit sau nu? Insuficient. Iubirea noastră față de El nu se cântărește prin ceea ce simțim aici în inimă. Ce sentimente calde avem față de El. Nu. Dumnezeu ne cântărește iubirea față de El altfel. Știți cum? Biblia ne învață. Știți cum se manifestă? Cum vede Dumnezeu? Cum îți cântărește iubirea ce o porți? Odată, ascultând de poruncile Lui, că dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui, spune unul Ioan 5 cu 3. Cum stai cu păzirea poruncilor Lui? Sănătatea ta spirituală este direct proporțională cu iubirea de Dumnezeu. Cum stai cu păzirea poruncilor Lui? Cum cântărește Dumnezeu iubirea ce o sau zici că o porți? uitându-se la modul în care iubești pe cei din familia lui. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. 1 Ioan 4 cu 10. Iubirea este ca cele cinci pui și doi pești. Nu se înmulțesc decât atunci când încep să le împarți. Până nu le împarți, stau în coș. Dumnezeu îți cântărește iubirea cei o porți după cum te vede că te apropii îi iubești pe cei din familia lui? Cum arată relațiile tale cu cei din familia lui, cu cei credincioși? Îi protejezi și le porți de grijă? Protejezi și porți de grijă de familie? Asta e dovada iubirii tale față de el? Așa se uită Dumnezeu? Nu se uită cum îți bate inima când te gândești la el? Trei, iubind pe străini sau pe aproapele nostru. În Deuteronom, Dumnezeu spune foarte clar prin Moise, Că el nu caută la fața omului și nu primește daruri. Face dreptate orfanului și văduvei și iubește pe străini și îi dă hrană și îmbrăcăminte. Și Paul spune să iubiți pe străini, că și v-ați fost străini în țara Egiptului. Un principiu colosal, vechi testamental. Atunci Dumnezeu poruncea poporului său să iubească și pe cei din afara poporului. Să iubești pe propriile tău ca pe tine însuți, spunea Isus în Evanghelie. Cum arată iubirea ta de semeni? Facerea de bine, se manifestă și față de aproapele tău, protezeți și porți de grijă și pe cei din afara familiei. Și Dumnezeu scântărește iubirea uitându-te și cum îi iubești pe vrăjmași, pe neprieteni. Iisus spune, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supre și vă prigonesc ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Care sunt câțiva dintre neprietenii tăi, dintre inamicii tăi, pe care îi percep ca și inamici, ca și neprieteni? Și cu siguranță ne vin nume în minte. Dar la nu-mi place, l-a zis așa de mine, l-a făcut așa. Iisus spune să iubim și pe neprietenii noștri, ca să nu zic inamici. Deși ar fi mult mai bine să zic vrăjmași, iubiți pe vrăjmașii voștri. Pentru că e și mai greu să iubești un neprieten care așa și așa, așa sau un vrășmaș. Cum arată iubirea ta față de ei? Îi protejești și le porți de grijă? Iată cum cântărește Dumnezeu iubirea noastră. Declarația noastră de iubire este în acești patru pași. De iubire față de Dumnezeu. Este în acești patru pași. Și în final, cum putem învăța să vorbim? Pentru că mă analizez prin acești patru pași și spun, Uu, la fiecare dau în bară. La fiecare da bară, La niciunul să-l înălțime. Doamne, cum pot să te iubesc în felul ăsta? Și Sfântul Francis de Sales ne învață, ne sugerează ceva. Cum? Ascultați argumentul lui. Învățăm să vorbim vorbind. Să studiem studiind. Să alergăm alergând. Să lucrăm lucrând. Și tot așa. Înveți să-L iubești pe Dumnezeu și pe oameni iubindu-I. Începe ca un ucenic neștiutor. Fă ceea ce poți, cu ceea ce ai, acolo unde ești. Și puterea iubirii te va face un maestru al artei. Ce-ar fi veșnicia mea dacă Dumnezeu m-ar iubi doar atât cât îl iubesc eu pe El? Ce-ar fi veșnicia mea dacă Dumnezeu m-ar iubi doar atât cât îi iubesc eu pe cei din familia lui. Ce-ar fi de veșnicia mea dacă Dumnezeu m-ar iubi doar atât cât îmi iubesc aproapele? Ce-ar fi de veșnicia mea dacă Dumnezeu m-ar iubi doar atât cât îmi iubesc dușmanii? N-ar fi mare lucru.